Angajații Ministerului Afacerilor Interne vor fi pregătiți în aceste zile să intervină atât pentru menținerea ordinii publice, cât și pentru asigurarea intervenției în cazul producerii unor situații de urgență, dar și pentru a preveni activitățile sau comportamentele care pot favoriza răspândirea virusului SARS-CoV-2. Efectivele Ministerului Afacerilor Interne vor fi pregătite să acționeze în orice situație, inclusiv să ia măsuri cu scop preventiv. Dar, ca de fiecare dată, principalii noștri aliați vor fi chiar cetățenii de bună credință. Facem din nou apel la responsabilitate și la maturitate pentru a înțelege că toate măsurile dispuse de autorități pentru a preveni răspândirea virusului SARS-CoV-2 trebuie respectate pentru a ne proteja pe noi înșine și pe cei din jurul nostru. Vă reamintesc că noaptea de 13-4 aprilie va fi permisă circulația persoanelor în intervalul orar 22 pentru a permite credincioșilor să participe la slujbele religioase organizate cu ocazia Paștelui Catolic. Purtarea măștii de protecție, în mod corect, acoperind gura și nasul, rămâne obligatorie în spațiile publice, inclusiv în lăcașurile de cult, pe timpul oficierii slujbelor religioase. Recomandăm ca deplasarea credincioșilor către lăcașurile de cult să se realizeze astfel încât să se evite formarea unor grupuri mari de persoane.